să ne câștigăm dreptatea. Pensiile și tot ceea ce guvernul ni le-a luat și ni le ia în continuare, împreună cu domnul președinte Traian Băsescu, care habar n-are de pensionari, de copii, de oameni necăjiți, vede bine că sunt numai violuri, numai omoruri și cele mai multe vin pe baza asta că nu are omul bani să le plătească. Eu sunt o simplă pensionară de câteva sute de mii. Deci, și cum vă descurcați? Foarte greu. Foarte greu, dar asta e situația. Credeți că veți rezolva dacă mergeți acolo? Noi încercăm totuși. Noi încercăm. Ne spuneți cum vă cheamă? Vă spun, da. Mă numesc Turcu Maria. Mulțumim frumos. Sunt din Slatina și sunt pensionar. Și eu vă mulțumesc.